Aproximativ un milion de catolici din România sărbătoresc duminică Paștele, iar sâmbătă noaptea vor participa la celebrarea solemnă a vigiliei Pascale, care exprimă trecerea de la moarte și păcat la viață nouă în Iisus Hristos în viață. În sâmbătă sfântă, Biserica meditează în tăcere și rugăciune pătimirea și moartea lui Hristos, iar în cursul zilei nu are loc nicio acțiune liturgică. În schimb, noaptea are loc celebrarea solemnă a vigiliei pascale, prin care se exprimă trecerea de la moarte și păcat la viață nouă în Isus Hristos în viață. Catolicii calculează data Paștelui după o formulă de calcul a lunii pline de după echinocțiul de primăvară, în timp ce ortodoxii calculează în funcție de luna plină astronomică. Bucuria Paștelui este precedată de săptămâna mare, timp contractat în care se subliniază în denii, tot ce a făcut Mântuitorul pe pământ. După cele 40 de zile de post, reculegere și rugăciune, credincioșii încep să urce cele șapte trepte ale ultimelor zile ale lui Hristos omul. Fiecare zi din săptămâna patimilor înseamnă un pas pe drumul lui Isus spre răstignire și înviere. Ca obiceiuri române și tradiții, în Săptămâna Mare este bine ca toți credincioșii să ierte și să se împace cu toți cei care au fost în dușmănie.